se demontează bicicleta. Să sună un frâia până jos. Minus 5. Asta se duce în jos. În fine. Start. Hai să mergem. Ce bai mirosea flori de portocale acolo la tumba aia. Ha. Ai rece la umbră, se simte. Da, la umbră e rău. Băi, dar mi-am îndreptat ghidonul de l-am dus mai în dreapta. Bă, ca mi-aș. L-ai îndreptat, l-ai strâmbat? Da, l-am strâmbat acum în direcția cealaltă. Mergem în prim? Păi na, mai imbus? Hai grijă. Da, te împinge. Ce s-a băgat el? Știi exact pe unde să ne pierdem? Vine o dreapta tare, da? Da, da. Foarte adus. Aici, dreapta. Da, o stop și unul. Azeratură lejeră. 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 Da, gata, de aici se mai urcă. Bun. Astăzi este 3 ianuarie. 3, nu? 3, da. Într-o zi de luni foarte călduroasă. Frate, ce cald e. Arătau aproximativ 20 grade azi. Da, iar ne-am îmbrăcat. Destul de gros. Hai, e riscant. Ajungi sus. Da, da, e riscant că oricum cu 10 grade mai puțin sus. Avem timp picioarele puțin blocate. Bă, mele par ok. Bine, că încep să trag. Dar simt cum cedează. La viteza asta e chiar ok. Dar este top aici pe munții ăștia? Pe stâncile astea sunt trasee de cățărat? Foarte multe. Oameni la cățărat. Camera nu se văd, dar mă asigur că peste tot pe sus pe acolo sunt oameni la cățărat. Am tras un pic de mine. L-am lăsat în sfârșit în urmă pe Adi. Nu știu cât mai rezist în ritmul ăsta. 400 metri altitudine. În 9 km. Bine, am avut 4 km aproape plat. Am putea spune că în 5 km am urcat 400 metri. Oho. Ce mișto arată. Tot între 10 și 12%. Și Adi mă prinde. Hai, bă. Mai un pic. Cred. Uai!
Hai, mă! de metri. Ar trebui să mai fie undeva la 6,5 km până în vârf. Până aici am mers. Nu cred că mai e chiar atât de abrupt. Zona mai plată cu 3%. Încă vreo 4 km. Capre. Sper că nu-s câini. Fuck. Zic că nu-s câini. N-am auzit de trat, că nu te cutea cu motoarele. Uite, am noroc. Hei, hei, hei! Hai, acolo. Ia să începe mai... După curba. Mă rumpi la vale? Vale. A, mai e stinga. Cred. Mai e un pic? Cred. Hai, mă. Ale. Ar mai fi un kilometru. După spusele lui Adi, aici s-ar plina cățărarea de la kilometru 18 sunt la 17 și un pic. Cred că aici e vârful. Cred. Sper. Mai un pic. Încă una. Hai. 21 la oră. 5% inclinație. Hai că merge. Ăla-i. E gata. Final stretch. Gata-i, cred. Sper că... Asta e segmentul. Dar mai merg un pic. Uai! Marfa! Ia sus. Băi, bondar, cum te duci? Sau ce pană mai ești? Ești cam mare. Hashtag flex. În sfârșit. Te-ai simțit bine? Vai! Dar știi când am început să mă simt bine? Cam de pe la 800 metri altitudine. Aha. Până la 950, că acolo e 950. Da, da, da. Deci, da. Nu știu ce-a fost, dar m-am simțit perfect. Am văzut că te-ai dus, mă bucur că e. Păi aveam 5% înclinație și te deam 21 la oră, continuu. Și am gen, what the hell, știi? Adică, cum pana mea, mă simt de bine. Da, deci a fost chiar mișto. Super. Dar e faină oricarea. E, chiar e, faină. E super mișto. Și e susținut așa, azi bine să dea. Da. Până să dăm pe, până să ieșim de pe partea aia de munte, acolo pe drumul la prost și după aia am simțit că nu mi se relaxează picioarele și nu? Zis. N-am avut treabă cu picioarele, singurul lucru a fost spatele meu, am început să mă doare spatele, în cauza că probabil am avut prea multă forță. Dar nu, când mă simt bine, știi, și cu pulsul, și cu cardio, și picioarele, atunci mă doare spatele. Ajung la limita aia la altă, știi? Dar când cedează picioarele, nu mai, oricum nu simt spatele, pentru că nu trag. Da, păi da, că nu tragi tare. Am mers cu puls, nu știu, 130. Eu am simțit la 180. Dar a fost ok. Fain, dar ăsta unde coboară? Ăsta? Da. Coboară într-un sat aici și din satul ăsta pleacă numai drumul forestier. Ok. Da. Încolo. Nu are sens. Ne întoarcem după aici. Câți kilometri avem până aici? 20. Încă 20, înapoi 40, asta e tura. Păi nu, că o să coborâm până în sat, să facem 25. Să facem urcarea asta înapoi. Să facem 50. Hai să maxim 5 km. Uh-huh.
15, oricum nu poți. Salut! Ești cu minte? Cred că ești cu minte. Da, e cam gata cu asfaltul pe aici, adică... E ăsta nașpa. Hai că nu-i mai dau așa pe aici. Băi, dai, e urcarea asta, poate e filmul pe aia. Nu o cred. A few moments later. Capre. Ascultă muzică mai devreme, aparent nu mai ascult. Ce mișto, dar și temperatura e super bună. Fucking asfalt! Au, au, înțepenit, au. Ați supraviețuit. Oh my god. Aoleu, ai încins. Ai încins discurile alea. Asta, pe coborârea asta mi-am adus aminte când mergeam cu Mati și cu Bogdan pe lângă biciclete încindu-le. Băi, deci am intrat la prima bucată de asfalt prost. Ai zis că era o bucată aia super dreaptă, la vale. Cu 5-5. Nu vrei să știi. Am crezut că rămâne bicicleta acolo și eu mă duc înainte, știi? Deci chestia aia. Am crezut că se demontează. Da, tot i-am dat. Deci n-am lăsat-o și la 50 am mai trecut prin ele. Miroase ars. Să nu pui mâna pe el că îți faci tatuaj. Da, e îngrozitare că vorbea asta. I hate it. Băi, fratele meu. Deci m-au scuturat de... Oh! E un fel de masaj, dar în același timp simți că ai chestii prin corp pe care nu știi că le ai, știi? Ceva de ce? Mă dor toate. Groasnic. Mă dor palmele, mă dor toate. Pai? De ce dreapta? Parcă aici era, nu? Nu, mai avem de mers, unde mergi? Nu, unde era? A, uite pe ăla.